În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Fericiți sunt cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc pe El. Iubiți credincioși, Sfânta Evanghelie ce s-a citit astăzi la praznicul cel mare al intrării și aducerii la templu a Maicii Domnului este o pericopă pe care o găsim citită de cele mai multe ori în an. Și anume, această pericopă ne însoțește și la praznicul Adormirii Maicii Domnului, această pericopă ne însoțește și atunci când se face sfințirea bisericii sau a picturii bisericii, este una din cele patru evanghelii care se citesc în cele patru colțuri ale bisericii, atunci când se face sfințirea. Vă să zic că este o pericopă în care ne apare întotdeauna ca un leitmotiv și eu, cel puțin personal, în cei 19 ani și mai bine de preoție, am vorbit despre această pericopă de foarte multe ori. Și iată ce ne spune în puține cuvinte Mântuitorul, nu despre vreo pildă, vreo parabolă sau vreo învățătură, ci pur și simplu dintr-un eveniment de viață. Spune Sfântul Evanghelist Luca despre faptul că Mântuitorul se afla într-o cetate și o femeie, al cărui nume era Marta, l-a chemat în casa ei. Și a intrat Marta, Mântuitorul, în casa Martei și Marta mai avea o soră pe nume Maria. Maria, șezând la picioarele lui Iisus, asculta cuvintele lui, dar Marta se silea să facă o spăț mare și văzând că sora ei nu o ajută, l-a rugat pe Mântuitorul spunând, Doamne, nu ți se pare că sora mea m-a lăsat singură să slujesc, spune-i dar ca să-mi ajute. Și Mântuitorul, cu multă blândețe, s-a plecat asupra ei și a spus, Marto, Marto, te silești, te îngrijești de multe. Un singur lucru însă trebuie. Marta, Maria, și-a luat și și-a ales partea cea bună, care nu se va lua de la ea. În acel moment, un glas din popor, o femeie, a strigat către el și a zis, fericit este pântecele care te-a purtat și sângele care ai sut. Și Mântuitorul răspunde, așa este, dar fericiți sunt și cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc pe el. Spuneam că am vorbit de foarte multe ori despre acest eveniment din viața Mântuitorului, dar să știți că niciodată nu m-am aplecat asupra rostului cuvintelor de la sfârșitul Evangheliei. M-am învârtit asupra rolului celor două firi umane, feminine, una care vrea să asculte și cealaltă care vrea mai mult să facă. Am vorbit despre depersonalizarea pe care vroia să o facă Marta asupra surorii sale Maria și a înțelesului pe care grija noastră cea de toate zilele ar fi acela că trebuie neapărat să-l facem pe cel de lângă noi ca pe noi, lucru total greșit. Dar astăzi vreau să mă aplec puțin, cu ajutorul lui Dumnezeu, asupra unui alt înțeles, și anume asupra ordinii lucrurilor. Ce ordine au lucrurile în viața noastră? De vreme ce Mântuitorul se apleacă cu multă blândețe și spune Martei, adică celei care făcea foarte multe, te îngrijești, te silești, dar un singur lucru trebuie, și continuând, Maria, sora ta, deci, și-a luat partea cea bună care nu se va lua de la ea, înseamnă că în această ordine se pot întâmpla lucrurile și trebuie să vedem care este ordinea pe care Dumnezeu o acceptă și o binecuvintează. Pentru că de asta spune ordinea la sfârșitul Evangheliei. Fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl săvârșesc pe el. Mă ajută foarte mult să vă dau câteva direcții în acest sens, pentru că am avut de multă vreme un ucenic. Eu am avut mulți ucenici, dar nu prea au putut să stea mult pe lângă mine, pentru că este o fire foarte dificilă. Am și ucenici care stau după mine de vreo 15 ani. Dar mulți s-au pierdut pe cale. Pentru că atunci când îi spui un ucenic să facă ceva,
E posibil ca acesta să nu te asculte până la capăt. De-al minterii, v-am mai spus odată că nici ucenicii Mântuitorului nu l-ascultau până la capăt. De vreme ce atunci când le-a zis Mântuitorul, mergem în cetate și Fiul omului va fi răstignit și dat în mâinile oamenilor păcătoși și va muri, n-au mai ascultat ucenicii ce a zis Mântuitorul la sfârșit și a treia zi va învia. Că dacă auzeau, nu se mai întristau. Și ne-a zis Sfântul Evanghelist Ioan și zice, s-au întristat. De ce v-ați întristat? Înseamnă că n-ați auzit până la sfârșit. E, așa se întâmpla și cu ucenicul ăsta al meu, care n-a ascultat niciodată până la sfârșit. Și spuneam eu ce să facă și îl vedeam că face stânga preluși. Am înțeles. Mă, ai înțeles? Făcea stânga preluși și pleca. Primul lucru pe care îl făcea după ce îi deschidea ușa spre altă încăpere era să întrebe pe alții, zice, dar ce a zis? Că nu prea am înțeles. Fraților, cam asta este ordinea lucrurilor. Trebuie întâi să stai liniștit și să asculți. Eu am avut foarte mulți colegi de seminar care după ce au terminat seminarul și, mă rog, armata, cum se făcea pe vremea aceea, căzăscut ceva mai de mult. Și după ce terminau seminarul, se părea lor că ajunge cât au învățat și imediat intrau în preoție. Cu foarte mulți dintre ei, care în anii aceștia de preoție, eu, preoția lor, eu mă străduiam cu studenția, veneau pe la mine și mă căinau, bă, dar ce rău ai ajuns, bă, uite că n-ai cu tare, că n-ai cu tare, n-aveam mașină, eu eram singurul care făceam naveta cu autobuzul. Când m-am pricopsit și eu să-mi iau un trabant, toți vedeau de mine că ei avuseseră câte două, trei trabanturi și ajuseseră deja la alte mașini, rămăsesem în urmă, ce mai, aproape că și eu mă îndoiam de mine însumi. Și zic, mă, o fi bine că eu m-am încăpățânat într-un fel să rămân, să-mi termin școala și după aia să mă duc la parohie, pentru că am prins și o perioadă în care mi-ar fi fost foarte ușor să mă duc și la parohie, pentru că după Revoluție, eu deja eram anul 2 spre anul 3, mă prinsese ușor cu ceea ce învățasem eu în primii 5 ani de seminar și cu încă 2 de facultate, mi-ajungea așa cât să mai povestesc și altora din învățăturile pe care le cunoșteam. Dar am zis, nu, trebuie întâi să ascult și după aia să fac. Apoi să știți că mi-a dat Dumnezeu niște bucurii extraordinare. Nu după multă vreme, după ce am terminat facultatea, am fost trimis la doctorat și m-am instalat la facultate să predau. Cine credeți că erau printre studenții care îmi veneau mie? Colegii mei, care trebuia să-și facă și studiile în continuare. Și atunci mi-am dat seama ce bine este să păstrezi în viață ordinea lucrurilor. Ordinea lucrurilor, să știți că nu este așa cum ni se pare nouă. De exemplu, o să mă întrebați, bine, bine, dar Marta, ce-a greșit? Că doar s-a apucat să facă. Păi s-a apucat să facă exact ca ucenicul meu. Cum i s-a părut ei că dacă Mântuitorul i-a răspuns la invitație, ea s-a și pus să facă o spățmare. Și mi-aduc aminte că acum vreo 10-12 ani, când încă mai aveam timp la dispoziție mai mult decât am acum, m-a chemat cineva să fac o sfințire a casei, dar m-a rugat ca nu cumva să nu rămân și la masă. Bineînțeles că mi-a fost destul de greu, că nu prea eram obișnuit cu situația asta, dar zic, mă, dacă rămân la masă, asta nu însemna neapărat că să mănânc în capul meu. Și dacă rămâi la masă, să mai stai de vorbă cu ei, cu cei din jur. Am rămas, am făcut slujba de sfințire a casei, m-am așezat la masă, frumos, și în momentul în care eu am început să mai vorbesc de una, de alta, eu, în general, după cum mă cunoașteți, mă cam leg și lucrez cu materialul clientului. Nu folosesc ce am eu în tolbă, ci ceea ce văd acolo, ca să pot să știu ce croim în continuare și ce coasem. Și când eram în plină desfășurare, vorbeam de una de alta, văd că gazda în bucătărie. Nici nu mi-am dat seama când mi-au fost luate tacâmurile și vesela din față să mi se schimbe, eu n-am pus mâna pe nimic. Și au apărut din cuptor puii, sarmalele și toate cele. Zic, soro, stai puțin aici. Ce, dar stau? A stat 30 secunde e mult. Cum spune românul, a stat cât parancioar, cât cioara în par. Dacă stai atâta, cam cât stau fetele mele acum când vin pe acasă. Înainte stăteau 24, acum imediat au și plecat. Mă rog, asta este. Ne asumăm.
Problema este că în momentul în care au trecut cele 30 secunde, femeia, nu știu, imediat a plecat. Să aducă, nu știu ce, salată de varză, de nu știu care, și să se scuze că n-a adus-o când a trebuit și mai departe. Zic, soră, stai puțin aici. A stat tot așa vreo 30 secunde, parcă avea ceasul. A și fugit să pregătească cupele pentru desert. Zic, măi, soră, uite care e problema. Eu am venit aici, la insistențele voastre, să stăm la masă. A sta la masă nu înseamnă să descași bucătăria în sufragerie și să-mi aduci tot ce ai pregătit în cuptor. Dacă e să stau așa, găsim un alt prilej. Dar eu am venit pur și simplu să stăm de vorbă. După această vorbă, e posibil ca altă dată să vin să stau numai la masă, să nu le amestecăm. E, cred că a înțeles că a greșit ceva, dar n-a înțeles ce. Pentru că multă vreme n-am mai putut să mai accept invitația. În fiecare an își făcuse un obicei să mă cheme să facem această rânduială. Și i-am spus, în momentul în care ești pregătită să mă inviți la masă, fără să gătești absolut nimic, atunci vin cu mare drag. Și cred că până la urmă a experimentat lucrul ăsta, nu m-a crezut chiar pe cuvânt, că le avea pitite pe bucătărie, că atunci când mă duc cu busuiocul, mai dau cu ochiul pe acolo, pe acolo, pentru că atunci când stai la masă, și când te ridici tu de aici prima dată, m-a ridicat și eu și-am plecat. E, când a văzut așa, și-a dat seama că ordinea lucrurilor trebuie să fie respectată așa cum mi-am cerut și eu. Ce vreau să vă spun este următorul lucru. În momentul în care mergem în viață, trebuie să avem niște principii foarte clare. Astăzi, prin evenimentul pe care Mântuitorul l-a petrecut în casa Martei și a Mariei, ne învață ordinea lucrurilor. Trebuie întâi să ascultăm și apoi să împlinim. Și o să ziceți, păi, dar cum adică făcea Marta ceva care n-a ascultat? Bineînțeles. Și noi facem la fel. Stați așa, că nu suntem departe. Ni se pare nouă că cel de lângă noi trebuie ajutat. Fraților, până când nu ne cere cineva ajutorul, nu ne băgăm noi în seamă, cum zice românul. Pentru că ajutorul nostru nu este primit. Dacă îl vezi pe copilul tău că se străduiește să facă ceva, lăsați-l să se străduiască. Dacă vrea să vă ceară ajutorul, îl dați. Dar dacă nu, n-aveți ce să căutați. Nu aveți ce să căutați în viața lui până când nu vă cere ajutorul. Și dacă îl cere, trebuie să-l ceară cu voce tare, nu așa numai prin semne, nu așa bătând șaua pe românește, ci pur și simplu să-l ceară explicit că are nevoie să facă ceva. Aceasta este ordinea lucrurilor. Pentru că ne aflăm noi în treabă, cum zice românul frumos, și începem să dăm sfaturi, începem să ajutăm pe cineva, dar să-l încurcăm, poate că omul acela pe care noi îl considerăm că este în neputință, este un om care încearcă să se întremeze, se antrenează să facă ceva, vrea să dobândească o experiență. De ce să-i luăm noi așa bucuria de a descoperi ordinea lucrurilor? Pentru că noi ne trezim în fața unei realități pe care o propunem noi, nu celălalt. Vă mai aduceți aminte de cel care se lăuda că a ajutat pe cineva să treacă strada? Da, decât că cel în cauză nu vroia să treacă strada. Așa e și cu copiii noștri, și cu prietenii noștri, și cu cei care ne înconjoară. Parcă noi am zice, nu că e mai bine să fie pe partea cealaltă. Nu e mai bine. Nu este relevant că ne place nouă ceva. Chiar mă întreba cineva de ună zi, zice, o fătucă, ce, am cunoscut și eu pe un băiat. Zic, da, așa te mișcă, zice, cum să cade? Zic, nu, acest cuvânt mie nu-mi place. Nu este o caracteristică pentru care tu să nutrești un sentiment. Că e cum să cade, poate să fie cum să cade pentru bunica, pentru că e un om de treabă, săritor. Nu, trebuie să fie un om lângă tine pentru care să simți că nu mai ai nevoie de nimic. Și că atunci când trebuie să faci un sacrificiu, să nu-ți pară rău. A, păi zice, nu e chiar așa. Dacă nu e chiar așa, soră, n-ai ce discuta. Că e cum să cade, să fie cum să cade cu bunica, cu neamul lui, cu neamul tău, dar nu cu tine. Copilași, ordinea lucrurilor trebuie să fie respectată, pentru că Mântuitorul ne-a spus foarte clar. Fericiți sunt cei care cunosc
care învață voia lui Dumnezeu și o împlinesc pe ea. Adică împlinirea voii lui Dumnezeu se face numai după ce o cunoaștem. Păi cunoaștem noi care e voia lui Dumnezeu? Trebuie să fim în Duh ca să cunoaștem că Dumnezeu ne dă putere să-L ajutăm pe celălalt dacă El o vrea. Că are nevoie copilul nostru de ceva sau nu are nevoie de ceva, trebuie să știm de la El. Nu așa că suntem noi părinți. Ce, da, părinte, eu sunt dator, că sunt tatălui. Nu! Ești dator să-L educi și pe un om nu poți să-L educi niciodată dacă nu-L lași să strige. Să știți că între zicalele poporului român am găsit una, zice, copilul care nu plânge, nu primește țâță. Clar! Asta înseamnă că întâi trebuie să-și decline și să-și iscălească cererea, vreau ceva, vreau să mănânc, mi-e foame, și după aia noi să venim să-i dăm. Iubiți credincioși, ordinea lucrurilor pe care astăzi intrarea Maicii Domnului și aducerea ei la templu ne învață este aceasta. De a face pas cu pas. Nu a sări peste etape, a arde etapele. Așa cum am spus de colegii mei, cărora nu prea le-a plăcut lor prea mult când m-au văzut că eu sunt la catedră și ei sunt în bancă, deși cu 10 ani înainte eram împreună în bancă, s-au mângâiat totuși că le dădeam note mari. Și atunci, încet, încet, îi tratam ca pe niște colegi de-ai mei, necum ca pe studenți, și am mai îmblânzit puțin. Dar asta nu înseamnă că ordinea lucrurilor fusese săvârșită de ei chiar așa. Pentru că au fost niște trenuri pe care ei le-au pierdut, pentru că neavând studii superioare n-au putut să obțină alte locuri și încet, încet, ceea ce credeau ei că le este bine, le-a fost rău. De aceea, în cererea noastră, în rugăciunea noastră către Dumnezeu, nu trebuie să cerem altceva decât să respectăm ordinea lucrurilor. Și ordinea lucrurilor trece prin ceea ce învățăm și după aia să facem. Pentru că trăim într-o lume care de-abia a ieșit într-un secol al vitezei și intră într-un secol al destrămării, toată lumea se grăbește. Ați auzit de exprimarea a se face ceva pompieristic. Cum înseamnă asta? Păi înseamnă când se dă semnalul luminos și sonor, că este incendiu în cutare cartier, și fiecare trebuie să facă după fișa postului ce are de făcut. Unul trebuie să verifice furtunul, altul să verifice mașina, altul să ia topoarele, scara și așa mai departe. Dar totul se întâmplă într-un tiraj foarte mare, într-o viteză extraordinară, ca și când ai avea o lumânare într-o cameră și deodată se sparg geamurile și curentul face ca lumânarea aia să stopească de 10 ori mai repede decât e normal. Și încep să se întrebe unul pe altul, bă, te-ai pus scara, bă, hai să mergem, bă, dar te-ai venit la mașină, hai să mergem. Bă, pe la jumatea drumului, unul zice, bă, dar unde mergem? Că n-am luat adresa. Zice șoferul, ce stai liniștit că mergem până aici, că nu mai am motorină. Altul zice, hai că dacă ajungem, vă spune una bună, n-avem nici apă. Asta înseamnă să rezolvăm treaba pompieristic. Înseamnă să întrebăm, să începem fără ordinea lucrurilor. Ordinea lucrurilor este foarte interesantă. Secundurile acelea pe care noi le pierdem chipurile, că verificăm o adresă, că verificăm, cum să vă spun, tot ceea ce avem la dispoziție, furtunul, târnă copul și așa mai departe, ne va ajuta în partea cealaltă. De exemplu, tot ucenicul acela al meu, foarte interesant, nu s-a uitat bine pe agenda mea dacă este apartamentul 16 sau 17, asta înseamnă etajul 4. Bineînțeles că atunci când am ajuns sus, zice, stați așa că nu mi-ai duc aminte. Și noi nu avem agenda cu noi, avem o mașină. Zic, atunci înseamnă că destinatarul stă la etajul 8 pentru tine. O să cobori și o să mă urci odată. Zic, uite, dacă te uitai cu atenție, sau măcar dacă citeai cu voce tare, poate mi-aduce-o mie aminte. Asta înseamnă să pleci nepregătit, să crezi că totul este în regulă și când ajungi acolo te pomenești că ordinea lucrurilor este dată peste cap. Așa se întâmplă cu toate amănuntele vieții noastre. Dar astăzi este un praznic atât de mare, încât trebuie să știm că ordinea lucrurilor la templu, de exemplu, în perioada în care Maica Domnului a venit,
era ca numai o dată pe an arhiereul să meargă în Sfânta Sfintelor ca să tămâieze acolo. Și astăzi, adusă fiind Maica Domnului până la Sfânta, ea s-a dus și în Sfânta Sfintelor, pentru că aceea era ordinea lucrurilor. A făcut din ascultare, de atunci nici o parte feminină n-a mai călcat în Sfânta Sfintelor și nici un preot și un arhiereu nu i-a zis de ce a ajuns până acolo. Asta înseamnă ordinea lucrurilor. Când asculți prorociile și când faci ceea ce trebuie să faci. Așa, economic vorbind, cum ar fi fișa apostolului. Dacă fișa apostolului are la punctul I să facem, să ducem un saun de colo și până acolo, îl facem. Dacă pe lângă aceasta mai luăm și scaunul de lângă și îl ducem tot acolo, nu este bine. Se numește în primul rând exces de zel și apoi acest exces de zel este tradus de către ceilalți ca gând de uzurpare. De ce ai făcut, mă, ceea ce trebuia eu să fac? Vrei să vadă șeful că eu nu mai am ce face? Adică te faci atât de util încât îmi rezolv și fișa postului meu? Iubiți credincioși, cam atât despre ordinea lucrurilor. Ordinea lucrurilor este extraordinar de importantă, pentru că fără această ordine, făcându-le dezordonat și într-un alt curs decât cel firesc, ne încurcăm nu numai pe noi, ci ne încurcăm și pe ceilalți. Imaginați-vă că într-un regiment s-ar da comanda la stânga și unul ar lua-o la dreapta. Vă imaginați că ar fi doi oameni față în față și n-au unde să meargă. Nu o să se calce în picioare unul pe celălalt. Așa este și cu noi. Dacă s-a dat comanda la stânga sau la dreapta, ne executăm și mergem înainte. Asta înseamnă întâi să asculți și apoi să împlinești voia lui Dumnezeu. Așa să ne ajute bunul Dumnezeu să se întâmple în fiecare clipă a vieții noastre.